Salutare, mă băieți! Bine v-am găsit la un nou clip de pe acest canal din seria noastră minunată de car parking roleplay. Astăzi suntem aici, ne-am angajat la poliție. Stai aici în birou și am zis, dacă tot nu e nimeni aici, nu este nici șeful, am zis, hai să mă să-i fac un prank lui MHI, sper să fie la el la service acolo, așa că, da, vă place acest clip, să strângem, bă băieți, 500 de like-uri, dacă strângem 500 de like-uri, vom mai face. Așa că, bă băieți, hai să vă arăt și mașina nouă, pentru că, din fericire, sunt primul angajat aici. Hai să vă arăt și exact unde îl vom băga. O să-l băgăm în pușcărie aici. O să-l închidem să-i facem prank, ca lumea să fie prank cu prank. Și na, într-o celulă de asta random, deschidem aici, frumos. Așa că hai să mergem cu mașina noastră minunată. Hai să vedem acolo ce mașină avem. Stați așa să văd pe unde o iau, că eu nu știu exact secția asta cum e și așa. Așa că, na, cred că deja uitați aici. Este un Dodge Charger, mai nou model. Nu știu exact, nu știu ce specificații are. Atât că a fost modificat de poliție, atâta știu. Și, na, noul colan de la Poliția Română. Hai să și intrăm înăuntru. Cam așa arată și la interior. Un interior clasic, aș putea să spun. Hai să mergem să-i dăm un pic. Deci vom face în felul următor. Sper să nu fie camera aici, din câte știu că nu e. Așa că hai să pornim sirenele. Ia să vedem unde este. Deci o luăm pe autostradă. Bam, bam, bam. Mergem. Pe autostradă, da. Hai, mă băieți, să-i dăm un pic. Hai să vedem pe unde și ieșim. Am pornit sirenele pentru că să ajungem mai repede în caz că cineva pe autostradă să dea repede. Hai să-i dăm un pic. Bun. Hai să vedem pe unde mergem. Pe aici trebuie să mergem. Frumos. Hai să-i dăm weți. Îi dau cât de mult pot să-i dau. Are, nu știu câți cai are, dar are o groază. Adică este făcută pentru chestia asta, pentru poliție, mașina asta. Și na, sper să nu dau greș la acest prank. Adică nu cred că mă știe, poate după, dar nici cred că după voce nu cred că mă știe. Hai să-i dăm, băieți. Chiar sunt curios de reacția lui. Nimeni să-mi zic cine sunt, pentru că vă dați seama cum să-și dea seama după aia cine sunt și chestii. Așa că să-i dăm. Acum sper să nu greșim, să-i dăm. Bun, bă, băieți. Hai să-i dăm 300, avem. Hai să-i dăm. Îi dăm talpă. Am pornit sirenele în caz că, cum am spus, vine vreo mașină să se dea la o parte, ca să nu ne strice aici combinația. Și na, de-aia n-am postat nici ieri, pentru că, cum am spus, m-am angajat la poliție între timp și na, vă dați seama că n-am mai avut nici timp să mai fac și vlog și chestii și clip. A, acolo era, dar stai că n-am pe unde să mă duc, cred că trebuie să mă duc tot în față, să urc pe podul ăla. Complicat, mă, băieți, complicat. Apoi și ăsta are servisul, dacă ți se strică pe partea asta mașina, nu știu ce facem. Hai să vedem, mă, băieți, unde vine exact. Cred că am greșit. Pe frâne asta e mai slabă. Dar ce să facem? Facem și noi cu ce avem. Nu știu de ce are tobe din alea sport de bubuie, dar aoleu. Hai să întoarcem să ne băgăm repede pe aici, să nu vină careva. Ne vom băga pe aici, pe podul ăsta, ca să putem să ieșim pe partea altă, pe contrasens. Cum vine? Hai să vedem. Da, e a doua, tati. Așa. Bun. Da, mă, băieți, m-am oprit aici, că parcă s-a auzit un poc la roată. Dar, da, am crezut că am făcut pană ceva, dar nu. S-a auzit o sticlă. Hai să-i dăm, băieți. Aha.
Nu te să nu te sui pe parapet. Apoi să nu vă lua niciodată, mă, băieți, dacă găsiți mașină și a fost mașină de poliție, să nu vă luați niciodată. Nu este bun. Hai să mergem la Mâhâi acolo rapid. Sunt curios ce reacție va avea, dar vom vedea în secundele ce urmează. Așa. Să o las un pic mai moale, că aici pe undeva trebuie să fie. Aici e, mă, în față aici. Stai așa că nu știu pe unde să intru. Mai în față, mai în față, e ăla de în față, aici e benzinărie. Ia stai să dăm așa un claxon. Domnul, sunteți arestat! De ce, ce am făcut? Domnule, sunteți arestat, suiți-vă mașină, o să vă explic eu la secție. De ce? Suiți-vă mașină, domnule. Deci, cum a spus că vă cheamă domnul? Mâhâi. Am primit o reclamație de la cineva, o să vă explic mai multe la secție. Și o să vedeți. Dar doamne, să nici nu v-ați prezentat nimic. O să mă prezint eu la secție. Ce să facem? Da, ce dat. Lasă, domne, că o să vedeți dumneavoastră acolo la secție. Vă așteaptă cineva, păi. La care am primit reclamație și a spus să vă aduc la secție. De acolo se ocupă domnul. Stați așa, domnul, că nu mai știu, nu știu exact drumul. Cred că pe aici. Sau tot în față. Lăsați, domnul, că o să vă explic eu. V-am spus că o să vă explic eu. Da, așa că nu știu nici, nu mai știu, nu știu intrarea, sunt nou angajat aici și nu știu intrarea. Domnul, o să lăsați, o să vedeți dumneavoastră. Veniți după mine. Nu vreau. Domne, veniți după mine, am zis. Gata, domnule, haide. Haideți, domnule, veniți încoace. Intrați acolo, intrați, intrați. Și dați la stânga, la stânga, la stânga. La stânga. La stânga aici jos. La stânga jos. Domne, aici jos. Pe scări. Stați așa, domnul, veniți aici. Veniți aici, domnul. Domnul, veniți aici. Intrați aici, domnul. Dar de ce să intru? Domne, intrați aici. Nu intru, domnule. Domne, intrați aici și vă explic eu după, că n-a venit domnul, trebuie să-mi sun. Intrați aici. Domnul, intrează acolo. Ce faceți, domnule? Închideți ușa în față. Lăsați, domnule. Stați așa că se închide ea automat. Așa. Revin, domnul. Da, om, băieți. L-am băgat la pușcărie. Sunt curios ce va zice. Să mă duc să-i zic acum că sunt eu sau nu. Să mă duc să nu mă duc. Hai să mergem. Hai să mergem acum. Zi, spune motivul de ce l-am arestat. Da, domnul. Sunteți arestat 24 de luni pentru ucidere și pentru înșelătorie.
Ce ucidere, domnule, mă lăsa mișto, ce ucidere, ce-am făcut? Domnul, am primit reclamație de la cineva că ați ucis în acel serviciu și l-ați, gen, ați mai jegmănit lumea. Ce vezi, domnule? Domnule, așa am primit reclamație acum, și dovezi am. Am și dovezi. Vreau să văd și dovezile. Vreți să vedeți dovezile? Da, da. Și vreți să vă știți cum mă cheamă? Nu mai interesează, dar puteți să zic dacă... Nu, nu, nu vă mai interesează, am înțeles. Ești, bă, mâhâiule. Știi cine ești? Știi cine ești? Nu știi cine ești, mă? Bă, da, mă, știu cine ești. Cine sunt? Cine sunt, domne? Ești gram, mă, te știu. Ce sunt glumele astea proaste? Nu știu, frate. Bă, am zis, uite că dacă m-am tot angajat aici, am zis să-ți fac un prank. Dacă tot nu e șeful aici și tot așa, am zis hai să-ți fac un prank, că n-aveam ce face. Și decât să stai la birou așa, e plictisitor, știi? Da, mă, muhii. Uite, de să-ți prezint aici secția. Din câte am auzit că vrei să te angajezi și tu pe aici. Da. Da, și zi. N-aveam ce face, stăteam la birou, uite aici e biroul meu, vin încoace. Uite aici e biroul meu, am zis, stau și eu și mă gândesc. Na, hai să-ți fac un prank. Dar n-am știut că ești exact la servis, am venit doar să văd dacă ești. S-am văzut BMW-ul. Am văzut că ți-a luat mașină nouă. Da. Da, ce părere ai despre acest prank, nu știu ce să zic. Bă, și ce n-ai am făcut? N-am vrut să spun numele, că mi-era că te prind, știi ce zic? Vină încoace, vină încoace. Hai să te duc înapoi la tine la service. Să-mi prezint și mie service. Da, mi-era că sper să nu aibă ăștia camere, să nu mă vadă că am plecat gen cu mașina și te-am adus. Da, unde vezi mașinile? Eu nu știu secția, că da, ți-am zis că sunt angajat nou aici și nu știu. Nu știu, cred că pe aici, pe în față. Da, pe aici. Ce faci, mă? Bă, nu mai pornim alarma la mașină, mă. Da. Dar te-ai speriat un pic, n-ai ce zice. Păi da, mă, și nu am ce n-ai bine făcut. Da. Da, mă, uiți. Cum am spus, strângem 500 de like-uri. Și asta e mașina, mă, hiule. Și ca să mergem mai rapid, pornim sirenele, ca să fie totul cum trebuie. Așa. Mă miram eu un pic, bă, ăsta nu s-a speriat, că parcă nu părea așa speriat, știi ce zic? Da, prea, stăteam pe acolo, mă, și mi-am văzut ce n-ai bine făcut, mă, aia e, frate. Am avut mai da. Cu clienți. Dar ce, ai clienți, nu e? Da. Bă, trebuie să-mi dau comandă de mașini la dealership acolo. Să-mi dau de vreo 2-3 mașini, să vedem dacă vine careva. M-am angajat la poliție că deocamdată n-am un salariu, știi ce zic? Da. Da. Trebuie să ai și bani. Păi da, bani în buzunar acolo. Bă, și se plătește destul de bine. 3.500 de lei e bine, adică pe lună. Și ce fac, doar stau la birou. Păi. E mișto, sincer. Bă, și eu la fel, dar dacă nu intervenție și astea, adică pe tine te plătești și chiar dacă nu faci nimic, știi? Adică doar dacă stai la birou și atât. Și e bine și așa, adică stai, faci bani stând, știi? A, păi și serviciul tău mâncase și a fost poziționat. Dacă e să strică la careva mașina pe partea asta autostrăzii. Ia uite, bă, stai. Dacă era pe acolo. Dacă se strică pe partea asta și pe partea altă serviciul. Ce nu știu, rampă și transportăm. Da. Ia să vedem și noi ce serviciu ai făcut aici.
Când mi l-ai prezentat. Am zis că vin într-o zi, dar n-am avut de ce. Dacă n-am mai avut probleme cu mașini cu astea. Hai că am băgat-o și eu aici să te încurce. Aute, bă, mă lași? Aute, și camion. Sau ăsta a venit cu piese? Nu, dar avem pentru piese, ce să le luăm piese, dacă avem nevoie. Uite, și ți-ai luat și mașină? Da. Dar nu trebuie să avem. Bă, sincer, e mult mai mult loc decât în serviciul vechi. Bă, e mare. Și cât ai de apel? Adică cu tot cu locul ăsta, cu tot cu... Na. Bă, am dat 300.000. Calul meu. Bă, și s-a meritat. Bă, da, chiar e fain, adică n-am ce zice, e mișto, chiar o să vin într-o zi, că zi, am o problemă la GT-ul ăla, ba, de fapt, stai că pe la al doilea reprezentanță, am la ăsta, la GL, la GL-ul ăla, am o problemă, iară. Doamne, l-am luat aici, că uite, am și benzinăria aici, și dacă mai e ceva. Da. Am luat aici containere. Bă, e interesant locul văzut pe aici. Păi, dar nu trebuie să avem de toate. Dacă am avut bani, de ce să nu le fi cumpărat? Da. Interesant, n-am ce pot să zic. Chiar e fain. Și, da. Să stăpânesc în tot locul ăsta. Văd că... Trebuie să-i scăcăm piesei din tirul ăsta. Nu să-l băgăm aici. Păi da, măi, dacă e, te las, că, na, poate ai și tu treabă, na, ce să zic, poate te încurc sau așa. Și mă duc și eu, mai stau aleacă la birou, după aia acasă. Poate facem într-o zi un grătărel. Mai stau și eu puțin. Păi da, vezi că e bun și de grătarul ăsta, avem loc, destul. Poate facem la mine un grătărel, la, nu știu, în spate acolo, cu leac de muzică. La simțire. Da, nu la secție, mă, la mine acasă. Da. Că aici, zi, aici nu poți să faci, că e, trece poliția mai des pe aici, adică nu trece numai de la noi, trece și de la Constanța încolo. Da. Păi da, mă, hai că te las și ne auzim. Ok, bine. Hai, salut. Hai, salut. Da, băieți, a ieșit super blană. Bă... Interesant, ce pot să zic, adică chiar a ieșit bine, prencu. Păi închidem și noi aici, un băieți, episodul, dacă v-a plăcut și mai vreți clipuri de genul, nu uitați să apăsați acolo pe butonul de like, cum am spus, să strângem 500 de like-uri. Abonați-vă dacă sunteți noi, dacă ați ajuns până aici la clip. Aveți acolo în descriere Instagram-ul și Discord-ul, serverul meu de Discord. Unde acolo puteți intra să... vorbim, poate facem și un roleplay acolo. Așa că, bă, băieți, eu am fost Dăgnam și o să ne auzim data viitoare, mă băieți, la următorul clip. Pa, pa!